În 1945, Teohare Georgescu primește funcția de ministru al internelor. Din cei 6.300 de angajați, 2.851 au fost trecuți în rezervă și 195 au fost concediați, iar în locul acestora au fost aduși oameni favorabili elementelor comuniste. Sub oblânduirea liderului comunist, ceea ce va deveni securitatea, avea la început doar 3.000 de oameni, dar în 1952 deja depășea 15.000. Georgescu, fiind la conducerea internelor, a început să ducă represalii împotriva populației ce nu accepta conducerea comunistă, împotriva țăranilor ce se opuneau colectivizării și a ordonat construirea de lagăre unde opozanții regimului erau închiși. Chiar acesta susține că în cei 7 ani la minister au fost arestate și condamnate peste 100.000 de persoane. Pavel Ștefan, ministru al internelor între 1952 și 1953, împreună cu Ilie Bădică, colonel de securitate din direcția penitenciarelor, îl învinovățesc pe Teohare Georgescu, alături de restul conducerii comuniste, ca fiind responsabil de crimele împotriva umanității de România, referindu-se și la evenimentele din închisoarea Pitești. Una din prioritățile ministrului Georgescu era și distrugerea rezistenței armate anticomuniste.